Am revenit la Lumea Nevăzută și continuăm să discutăm despre legea prosperității. Este o lege, așa cum știm cu toții, care ne interesează și ne vizează pe fiecare în parte, pentru că e fire să ne dorim să avem abundență, prosperitate. Absolut, pentru o viață, da, de calitate. Bineînțeles. E important chiar să înțelegem că avem dreptul și la iubire și la prosperitate. Și adică, așa cum avem dreptul să respirăm, să mâncăm, să bem apă și fără un element din asta n-am supraviețuit, așa avem dreptul și noi la sănătate, la iubire și la prosperitate. Deci sunt niște drepturi divine și le poți avea pe toate, pentru că noi am fost învățați în societate că nu poți să le ai pe toate. Ba, da, poți să le ai pe toate. Și sunt multe exemple din omenire în care am văzut că le aveau pe toate, nu? Deci și se poate. Tu lucrezi foarte mult cu această lege a prosperității, cu oamenii, le prezinți diferite, da, tehnici și dacă se poate câteva dintre ele să ni le prezinți și nouă. Unul este un exercițiu foarte drăguț în care să te duci în magazine foarte scumpe, cu lucruri firmate scumpe, care n-ai fi intrat și ai crezut că nu ți le permiți și să te duci să le probezi. Bărbații recomand să se ducă să probeze un Ferrari, o mașină scumpă, sau lucruri, sau femeile inele cu diamante, sau ceasuri scumpe, sau haine scumpe. Deci să te obișnuiești cu ideea de merit. Da? Noi avem, nu avem acest merit cumva. Avem senzația că alții merită sau la alții e posibil. Una din convingerile limitative întâlnite la 99% din oameni este că dacă nu faci lucruri ilegale sau să furi, sau asta, nu poți să faci bani. Greșit, foarte greșit. Sunt o grămadă de oameni care au făcut bani într-un mod legal, cinstit, frumos, extraordinar. Evident. Bineînțeles, dar trebuie să te orientezi și să schimbi aceste convingeri, pentru că dacă tu gândești greșit despre ceea ce înseamnă prosperitate, suficient o convingere limitativă, dragii mei, nu are cum să se îndeplinească legea prosperității. Deci suficient să crezi un lucru că banii sunt ceva rău sau că... Gândiți-vă că au fost momente în care nu existau bani și exista troc. Dar existau oameni bogați și oameni săraci. Deci nu, banii în sine au legătură cu prosperitatea. Este o frecvență, aș putea spune. O energie, energie și foarte înaltă a prosperității. Și atunci, cu cât îi dăm voie, noi putem primi de la univers atâta cât credem că merităm. Mergem în magazin, în magazine scumpe în care nu, da, ne permitem și probăm lucruri. Nu trebuie să cumperi nimic, doar probezi o mașină, un inel, un ceas scump, lucruri care n-ai fi crezut. Facem exerciții de mai multe ori? Exerciții de mai multe ori, adică până când ne simțim bine și intrăm cu siguranță. Și să zicem, o să-l am. Da, și nu, sigur o să pot să mi-l permit și eu. Nu acum, asta nu înseamnă nimic, dar să nu spunem nu-mi permit, punct, pentru că asta îți închizi orice conexiune cu chiar universul. Chiar dacă nu mi-l permit acum, într-un viitor să o să fie al meu. Să spun nu mi-l permit încă. Deci ăsta un exercițiu, când vorbești, cuvintele, că legea cuvintelor aplicată în legea prosperității, în momentul în care eu vorbesc numai de sărăcie. Deci atenția mea, când este orientată la sărăcie, la că nu am, că nu-mi permit, că oamenii sunt răi, că îmi datorează cineva ceva. Nu, nu-ți datorează nimeni nimic, îți datorezi tu ție să schimbi setul mental pe care îl ai, pentru că banii vin din set mental, bogăția, prosperitatea, vin dintr-un set mental sănătos, care înseamnă să te deschizi universului și să primești inspirații. Ce spuneam, că inspirație în latină înseamnă in spiritum, adică coboară acest spirit al universului atotputernic și te pune și o pictezi pe Mona Lisa sau scrii nu știu ce poem și devii faimos sau ai o idee de business. Despre asta înseamnă prosperitatea, să-ți dai voie să înțelegi că ai un partener de business extraordinar, universul, care îți picură inspirații la ce ai de făcut. În momentul în care te deschizi și consider că și tu poți deveni prosper, și mai am un exercițiu pe care îl fac dimineața, l-am învățat și eu într-un curs, bineînțeles, încrucișăm mâinile, aceste două degete le punem paralel, degetele mari, și facem semnul infinitului, da? Și cu ochii urmărim degetele mari și spunem, sunt magnet pentru bani. Sunt magnet este pentru bani. Este un exercițiu foarte ușor. Foarte ușor, cu ochii urmărim fără să mișcăm capul, da?
Și un fel de mudră. Mudră, da, da. Și dimineața facem asta de 20 de ori sau 2 minute, depinde ce deci de 20 de ori de 20 minim. De ori, da. Și facem și noi vreo 30 de zile, așa cu sunt magnet pentru bani, sunt magnet pentru bani. Ne autohimnotizăm să permitem subconștientului nostru virusat de tot felul de lucruri, adică să-l ajutăm și la nivel subconștient să permită să crezi că ești magnet pentru bani, că poți atrage prosperitatea în viața orice ta. Orice implantăm în subconștientul nostru, până la urmă se materializează. Și este important să folosim acest cuvânt cât mai des. Merit și merit și merit. Să ne-l repetăm de 100 de ori că merit să fiu prosper, că merit să am bani, că merit să-mi fie viața ușoară, că universul lucrează pentru mine, mă ajută, mă susține. Nu e nimeni împotriva mea și așa mai departe. Adică legea asta prosperității este bazat pe acest cuvânt, să simți tu că meriți să fii. Nu decide nimeni. Voie, da. Nu decide nimeni pentru tine. Din păcate, decid convingerile tale limitative că ție nu ți iese, că tu nu poți, că tu nu ai cum, că nu știi să faci bani. Nu mai spuneți lucrul ăsta, chiar dacă ți se pare că e adevărat. Puneți-vă întrebarea, și ăsta e un exercițiu. Și dacă aș ști să fac mulți bani, cum ar fi? Inspiră-mă! Foarte frumoase și ușoare aceste exerciții. Ușoare, da, eu nu ușoare. Știu când a trecut emisiunea de astăzi, s-a că a trecut terminat? Foarte repede. M-am avea vreo 200.000 de lucruri de spus. Păi numai. Te mai așteptăm în platoul nostru cu altă ocazie să ni le spui. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și te așteptăm și cu alte ocazii, pentru că ai foarte multe informații de împărtășit. Mulțumesc și eu și abia.